În scenariul roșu, pentru că aici incidența este mai mare de 3 cazuri de COVID-19 la 1000 de locuitori. Pe de altă parte, o situație îngrijorătoare este și în județul Timiș, acolo unde 16 localități, inclusiv orașul Timișoara, se încadrează în acest scenariu roșu. Am văzut, de altfel, și o situație extrem de îngrijorătoare la Media și acolo unde un pacient care a fost testat pozitiv pentru COVID-19 a decedat aseară pentru că acesta nu a putut fi internat pe secția de terapie intensivă întrucât nu mai erau locuri. Așadar, vorbim despre un prim deces cauzat de COVID-19 din cauza lipsei de locuri la terapie intensivă și am văzut că ieri autoritățile au raportat 782 de cazuri de pacienți în stare foarte gravă care se află internați pe secțiile de terapie intensivă. Așadar, a crescut foarte mult și numărul pacienților care au nevoie de îngrijiri medicale extrem de importante. Totodată, pot să vă spun că mai sunt și alte județe în situația de a se apropia de incidența de 3 cazuri de COVID-19 la 1000 de locuitori. Printre acestea ar fi județul Sălaj, județul Brașov sau județul Vâlcea. Și chiar dacă vorbim despre restricții tot mai mari impuse la nivelul localităților care se încadrează în scenariul roșu, vedem totuși că sunt foarte multe cazuri de COVID-19, ieri fiind raportate pentru prima dată în țara noastră peste 5.000 de astfel de cazuri. Important de menționat este însă că de la începutul pandemiei în țara noastră, adică din data de 26 februarie, atunci când a fost înregistrat primul caz de coronavirus în România, s-au înregistrat și peste 6.200 de decese din cauza COVID-19 și ieri autoritățile au raportat numai puțin de 82 de decese din această cauză. Îți mulțumesc foarte mult, Gabriela. Vom comenta tot ce s-a întâmplat în această săptămână, inclusiv ideea de a reintra în lockdown cu Laurențiu Ciocăzanu, este alături de noi prin Skype. Vom vorbi cu Laurențiu și despre ce se întâmplă în alte țări, pentru că alte țări au recurs deja la această măsură nepopulară. A fost întâmpinată chiar cu proteste în unele locuri. Vom vorbi despre asta cu Laurențiu, precum și despre mișcările politice din țară. Sunt deja conturate câteva conflicte foarte interesante pe care le vom comenta cu invitatul nostru. Înainte de a începe discuția, tocmai pentru că pomeneam acest termen, lockdown, el a intrat în vocabularul nostru undeva la începutul anului, atunci când România a intrat în stare de urgență. Nu va intra România în lockdown pentru cele 4-5 mii de infecții cu noul coronavirus pe zi. Asta a transmis secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Andrei Baciu. Putem să gestionăm deocamdată situația. Haideți să vedem ce a declarat Andrei Baciu aici în direct pe B1 TV, după care comentăm cu Laurențiu Ciocăzan. Ne îndreptăm spre varianta optimă ca fiind lockdown parțial pentru o perioadă măcar. L-am auzit pe Virgil Musta, reputatul doctor de la Timișoara, vorbind des despre asta în ultima vreme. Închideți tot 2-3 săptămâni ca să ținem lucrurile sub control și să ne repliem. Nu suntem în acest scenariu nici pe departe. Așa cum a menționat și domnul președinte, domnul Claus Iohannis, în momentul de față ne încercăm să gestionăm cât mai bine. Suntem 4-5 mii de cazuri care sunt gestionabile din punct de vedere medical, plus că a fost și această ordonanță de urgență ieri, care vine cu o abordare diferită pentru pacienții asimptomatici. Deci există diverse schimbări de conformație, tocmai pentru a putea gestiona situația per ansamblu, atât a pacienților cu SARS-CoV-2, cât și a pacienților cu celelalte patologii. Nu suntem nici pe departe în această situație. Pentru orice depășire, există câteva măsuri punctuale pe care le cunoaștem deja cu privire la sistemul de învățământ, cu privire la diverse activități care țin de restaurante, terase, cinematografe și așa mai departe.
Da, așa cum vă spuneam, comentăm această declarație a lui Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, cu Laurențiu Ciocăzanu. Laurențiu, bun găsit! Este o măsură luată de alte țări, inclusiv de Spania, o țară pe care o cunoști foarte bine. Până de curând ai stat în Spania. Ai văzut ce măsuri au fost luate acolo? Unele dintre ele nici nu pot fi aplicate în România, au fost foarte dure. Ce crezi că se va întâmpla mai departe la noi? Am văzut declarația domnului Baciu. Este discutabil pentru că, da, într-adevăr, 4.000-5.000 de cazuri pe zi pot fi gestionate medical, cum spune domnia sa, dar în ce condiții? La limită și în situația în care începe să fie tot mai dificil tratarea pacienților care au alte afecțiuni decât infectarea cu COVID-19. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu sunt rezervat în a spune că România este pe drumul cel bun și sunt și eu de aceeași părere cu sursele din sistemul medical care spun că România trebuie să treacă la măsuri mai dure. Asta este percepția mea ca om care urmăresc ce se întâmplă în Europa, urmăresc ce se întâmplă în România. România nu stă rău, trebuie să recunoaștem. Sigur, dacă intrăm în discuția despre jumătatea goală a paharului, avem multe lucruri de spus, dar totuși pe ansamblu, în comparație cu ce se întâmplă în vestul Europei, unde sunt, iată, Franța a ajuns la 42.000 de noi infectări într-o singură zi, 42.000, este de 10 ori mai mult decât România aproape. Dar cu toate astea, dacă vrem să prevenim o situație și mai dificilă, sunt de părere că e nevoie să trecem la nivelul următor de măsuri, care înseamnă inclusiv carantina, hai să spunem în momentul ăsta, nu pe toată țara, dar măcar pe acele zone în care numărul de infectări este mult, mult peste limita normală. Sigur, asta intră în contradicție cu nevoia de a desfășura economia pe coordonate cât de cât normale, ceea ce sigur că e o chestiune foarte delicată. Până la urmă, cred că ne rămâne un singur lucru, cel mai important lucru de făcut. Responsabilitatea individuală. Medicii fac și ei ce pot, autoritățile nu pot să facă minuni, sigur deblochează banii, angajează carte medicale suplimentare, vedem ce se întâmplă în Cehia, unde au făcut apel la medicii din străinătate să vină, deci nu e deloc simplu să ții piept unui asemenea val dacă el depășește o anumită limită. De asta răspund și am mai spus asta, răspunderea individuală este foarte importantă. În primul rând, să luăm în serios, iată, discuțiile despre nu există coronavirus, să luăm foarte în serios această pandemie, doi la mână să respectăm regulile pe cât de mult putem. Și sigur că ar trebui să revenim asupra acestor discuții despre cum se produce infectarea, pentru că aproape că ne-am obișnuit cu virusul. Senzația mea este că foarte multă lume pune masca pe față și după aia nu mai contează aproape. Adică masca nu este un panaceu universal. Masca este foarte bine de folosit pentru că asigură o oarecare protecție, dar ce ne face cu celelalte lucruri? Distanța, igiena mâinilor. Am văzut deja studii care spun că infectarea se produce și pe bază de aerosoli. Aerosolii nu au nicio legătură cu virusul care stă sub formă de picături de salivă care se produc prin strănuți sau prin tuse și aerosolii vin direct din plămâni și stau mult mai mult în aer, pot să stea și ore. Ca atare, dacă stai în acel spațiu în care cineva a tușit direct din plămâni și stai mult timp, chiar dacă ai mască, poți să te infectezi. Deci, asta arată și cât de riscantă e întreaga situație. Nu știm foarte clar din ce motiv ne îmbolnăvim. Asta spun foarte mulți dintre românii care ajung la spital, întrebați fiind de medici. Noi, la rândul nostru, am pus această întrebare către medicii cu care am vorbit în aceste zile. Foarte mulți dintre români nu au habar de la cine s-au îmbolnăvit. Pur și simplu sunt situații asemănătoare cu cele descrise de tine, Laurențiu Ciocăzanu. Și ar mai putea fi un motiv faptul că în această perioadă se întâmplă acele pelerinaje, au fost acele pelerinaje din țară, cel mai cunoscut, cel de la Iași, la Sfânta Parascheva.
s-a lăsat și cu scandal, tocmai pentru a nu fi scandal și în București. Inițial s-a decis ca pelerinajul de Sfântul Dimitrie să fie doar pentru locuitorii Bucureștiului, locuitorii capitalei. Oamenii nu sunt mulțumiți de acest lucru însă și iată, vedem că apare din nou o neconcordanță în declarații și în rândul autorităților, pentru că un lucru spunea acum două săptămâni Ludovic Orban, alt lucru spune acum, suntem și în apropierea campaniei electorale, așa că e greu să-i o măsură dură și nepopulară. Să vedem ce spunea Ludovic Orban pe această temă. Riscul este foarte mare, pentru că să ne gândim la următorul aspect. Foarte mulți din cei care credincioșii care participă la aceste sărbători religioase, la aceste pelerinaje, sunt oameni în vârstă care sunt expuși unor riscuri foarte mari. Riscul de răspândire există atâta timp cât se fac deplasări care durează ore întregi și după aia e foarte greu de asigurat condițiile de distanțare fizică și de protejare a sănătății persoanelor. Plus sunt anumite lucruri care se desfășoară, care pot pune în pericol viața credincioșilor. Sunt un om credincios, sunt un om care respect biserica, care întotdeauna am fost alături de proiectele bisericilor în general. Sunt convins că Ludovic Orban face declarații și în acest moment în Timiș. Să vedem despre ce este vorba și apoi revenim la discuție. Eu am și spus-o deja de mai mult timp, am cerut persoanei respective să renunțe la mandat, iar în cazul în care nu renunță și am văzut că nu renunță, noi am spus că o să urmăm procedurile statutare pentru excluderea persoanei respective. Cred că este momentul să facem acea sanare morală de care vorbeam și în campania electorală și nu ne jucăm cu acest lucru. Suntem hotărâți și fermi în această direcție. Premierul este desemnat de partidul care câștigă alegerile. Asta este răspunsul pe care vi-l dau. Obiectivul Partidului Național Liberal este acela de a câștiga alegerile. Am câștigat alegerile pentru Parlamentul European, alegerile prezidențiale și alegerile locale. Chiar dacă guvernăm poate în cea mai dificilă perioadă din ultimii 30 de ani, poate chiar și mai mulți ani, am arătat că suntem serioși, că suntem responsabili, că de fiecare dată căutăm cele mai bune soluții și că implementăm decizii care să aibă efecte benefice în condițiile date asupra evoluției societății românești. În ceea ce privește strategia politică a Partidului Național Liberal la această campanie, este aceeași care a fost și în campaniile anterioare. Adversarul nostru politic este PSD. Am avertizat încă dinainte de alegerile locale că PSD continuă să reprezinte un pericol grav pentru România. Că în alegerile locale ne vom lupta cu 29 de baron roșii și cu aproape 1700 de satrapi de primari obișnuiți să conducă prin abuz și să țină oamenii în sărăcie. Și bătălia nu a fost foarte ușoară. S-a văzut că nu am reușit să câștigăm peste tot unde ne-am propus. La fel spun și la parlamentare, PSD nu este un partid care să fie înfrânt înainte de bătălie. Concentrarea noastră este pe lupta împotriva PSD. Orice altă formațiune care vrea să lupte împotriva PSD și vrea să participe la această bătălie care să asigure cu adevărat un succes pentru România, cred că trebuie să-și consume energia pentru această bătălie. Obiectivul nostru este să creștem pensiile, să creștem veniturile
românilor, dar să creștem pe baze reale. Pe baza creșterii economice, pe baza dezvoltării economice a României, orice creștere care nu poate fi susținută din punct de vedere al veniturilor bugetare, este o creștere care până la urmă face rău. E o vorbă care spune, nu da vrabia din mână pe cioara de pe gard. PSD promite, iar o să vină în campanie și o să promită creșterea de 10 ori a pensiilor sau mai știu eu ce promisiune o să fac. Pensiile pot să crească doar prin dezvoltare economică, prin creșterea numărului de salariați, prin creșterea salariului mediu pe economie. Pentru că pensiile se plătesc din contribuțiile de asigurări sociale pe care le plătesc persoanele active, persoanele care sunt angajați. Orice creștere de pensie trebuie să aibă la bază creșterea numărului de angajați și creșterea salariului mediu pe economie. Obiectivul nostru tocmai asta este. Să crească numărul de angajați, să generăm locuri de muncă, să generăm locuri de muncă bine plătite, într-un număr cât mai mare, să asigurăm creșterea salariului mediu prin creșterea productivității, prin creșterea calității investițiilor care se fac în România. Atunci când vor fi îndeplinite aceste obiective, automat vor crește pensiile și vor crește pensiile astfel încât să crească și puterea de cumpărare a pensiilor. Iar eu dau un exemplu concret. Partidul Național Liberal a realizat cea mai mare creștere a punctului de pensie. Și a fost realizată această creștere a punctului de pensie cu 14% în condițiile în care am redus inflația de la 5% la 2,48%. Ca atare, obiectivul nostru este să creștem veniturile românilor în orice domeniu, dar pe baze reale economice, pentru că altfel orice creștere nesustenabilă se întoarce împotriva întregii societăți. Vă mulțumim! Da, declarații în Timiș ne-a anticipat practic această intervenție a premierului Ludovic Orban, discuția pe care voiam oricum să o deschidem cu Laurențiu Ciocăzanu. Partea politică acestei discuții și anume prietenia dintre PNL și USR, care pare să se fi terminat înainte să înceapă, cel puțin în Timiș. În această săptămână au apărut informații că sunt mai degrabă interesați cei din USR de o colaborare cu PSD-ul decât cu PNL-ul. Cum vezi toată această nebunie din ultimele zile între cele două partide, de la care ne-am fi așteptat să colaboreze foarte bine, pentru că par avea multe lucruri în comun? Bineînțeles că o vedem în tabloul campaniei electorale, care este în plină desfășurare, deși oficial nu a început, însă pe 6 decembrie avem alegeri și USR-ul se află într-o situație delicată. Pe de o parte, dat fiind trendul electoral, e un partid care s-a prăbușit practic de la 22% cât a avut anul trecut la europarlamentare, la doar 7%, nici 7% cât a avut acum în aceste ultime alegeri locale, după ce a trecut printr-un 14% la prezidențiale. Deci 22%, 14%, 7% arată o cădere bruscă. Colac peste pupăză vine și acest scandal cu alegerea lui Florin Iordache la șefia Consiliului Legislativ și acuzația că măcar o parte dintre membrii USR au votat cu el, ceea ce bineînțeles că aruncă o lumină foarte neplăcută asupra USR-ului, partid care și-a asumat discursul anti-Florin Iordache, anti-PSD, pro-justiție și dintr-o dată vedem că își trimite un om să colaboreze cu Florin Iordache. George Dilcă, senatorul USR, este adjunctul lui Florin Iordache. O blasfemie pentru o parte dintre votanții acestei formațiuni politice. Nici până în ziua de azi USR-ul nu și-a retras omul, alimentând acuzațiile de blat cu PSD-ul, pentru că n-ai cum să explici altfel de ce tu îți lași omul să fie adjunctul celui pe care l-ai ștampilat drept satana justiției. Și ne aducem aminte, în urma ordonanței 13, inclusiv oameni importanți din USR și din Plus au participat la toate protestele din România, în toate orașele mari ale țării. Ne aducem aminte că luni de zile oamenii ieșeau în stradă din cauza acestei ordonanțe date de
Florin Iordache. Să vedem așadar pe viitor un joc dublu. Crezi că asta, până la urmă, la asta ar trebui să ne așteptăm din partea celor de la USR până se conving cam cum stau lucrurile? Dacă vorbim de situația de la Timiș, trebuie să fim totuși corecți până la capăt, pentru că inițial a apărut informația că primarul ales, Dominic Friț, de la USR, a deschis ușa unei colaborări cu PSD din cauza acestei tensiuni cu PNL-ul, tensiune alimentată de declarațiile hazardate ale unor lideri USR, cum ar fi acel domn Drulă, care a spus că după ce PNL-ul a acuzat USR-ul că a făcut blat cu PSD-ul, ei nu mai vor o viitoare alianță de guvernare în care să fie premier Ludovic Orban, ceea ce a pus și mai mult gaz pe foc. Deci, inițial a apărut informația că urmarea acestor presiuni și acestei tensiuni ridicate la nivel extrem de declarație lui Drulă, primarul Friț a spus și el că ok, dacă nu ne mai înțelegem cu liberalii, facem alianță cu PSD-ul la Consiliul Local, ceea ce n-a fost chiar așa, adică n-a spus chiar așa, a lăsat foarte vag de înțeles asta, însă ulterior a revenit chiar și a spus că noi continuăm negocierile cu PNL-ul pentru a forma o majoritate, însă senzația mea e că PNL-ul acolo le-a dat o lecție celor la USR și i-a pus cumva într-o situație delicată, astfel încât să fie nevoit să meargă spre PSD. Urmarea acestor declarații ale acestui domn Drulă, care a ridicat și mai mult tensiunea în posibila viitoare alianță de guvernare, pentru că ei nu sunt liberali și cu USR-ul nu au o alianță. Pe de altă parte, USR-ul încearcă, cred eu, să folosească acest scandal. Văd că nu pune Batista pe țambal, adică nu văd acțiuni, declarații ale liderilor USR prin care să calmeze atmosfera. Ca atare, ce să înțelegem din asta? Să înțelegem că dacă tot au picat de, nu știu cum să le spunem, naivi, hai să nu spunem fraier, că e o vorbă poate neplăcută pentru un partid cu oameni de calitate, cum este USR, trebuie să recunoaștem, dar au picat la mijloc în acest scandal cu alegerea lui Florin Iordache, pentru că în mod normal ei trebuiau să acționeze ca parlamentarii PMP, care atunci când au auzit că e vorba de alegerea lui Florin Iordache la șefia Consiliul Legislativ, au refuzat votul și n-au mai participat. USR-ul a și participat și și-a și pus omul să lucreze cu Florin Iordache, ceea ce bineînțeles că aruncă în aer toată imaginea lor de partid pro-justiție și care a participat la proteste. Crezi că și pe viitor... Că nu e așa, pentru că... Da, voiam să te întreb, Laurențiu Ciocăzanu, dacă la alegerile parlamentare ar putea fi taxați de alegătorii cei de la USR pentru aceste mișcări din săptămâna pe care o închem. Categoric da. Categoric da, pentru că măcar o parte din votanții netalibani ai acestei formațiuni, și noi spunem USR, să nu uităm că e USR Plus, și să fim foarte atenți la niște nuanțe. N-am văzut nicio reacție publică de la Plus, de la Dacian Cioloș în jos, împotriva PNL. Împotriva, am văzut foarte multă rezervă și echilibru și cumpătare, ceea ce coroborat cu o declarație a domnului Cioloș, care lăsa în dubiu o viitoare fuziune, consfințirea fuziunii cu USR, care a fost, a cărei protocol a fost deja votat de ambele formațiuni. Iarăși ne arată un tablou destul de incert. Nu-mi dau seama, sincer vorbind, nu-mi dau seama dacă ce se întâmplă acum cu USR-ul este o strategie, adică această tensiune alimentată și alimentată de la zi la alta împotriva liberalilor, în ideea de a scoate și mai mult la suprafață nucleul dur al acestei formațiuni care să relanseze votul la parlamentare, sau este pur și simplu o inerție provocată de intrarea în acest război după scandalul declanșat cu Florin Iordache și pur și simplu nu mai pot să iasă din orgoliu din această luptă. Însă lucrurile sunt complicate, pentru că dacă nu reușesc să ajungă la o stare de confort în relația cu PNL-ul, USR-ul riscă, nu știu dacă riscă să intre în Parlament, pentru că e alianță și are nevoie de 7%, cam cât a avut sub 7% a avut la locale. Dar dacă intră în Parlament, s-ar putea să rămână pe din afara guvernării, pentru că liberalii
vor găsi probabil formule să facă un guvern cu PMP-ul, UDMR-ul, minoritățile și poate vor și rupe niște parlamentari de la USR și PSD. Și e un risc foarte mare pentru USR să rămână 4 ani pe din afara puterii după ce au refuzat intrarea la guvernare când a venit Ludovic Orban prim-ministru și asta a fost taxat de către alegătorii lor prin scorul prost obținut de Dan Barna la prezidențiale. Deci e o situație complicată în care se află USR Plus și părerea mea este că dacă vor să adopte o strategie deșteaptă și coerentă, este aceea să recunoască greșeala, să-și retragă omul de la șefia Consiliului Legislativ, să reînceapă discuțiile cu liberalii de pe coordonate de parteneriat și să aștepte un rezultat bun la viitoarele parlamentare. Altfel se izolează singuri și sigur că asta nu-i va ajuta. Da. Mulțumesc pentru această analiză, Laurențiu Ciocăzanu. Urmărim ce se întâmplă și în politică. Începe în curând și campania electorală. Urmărim ce se întâmplă și în România în ceea ce privește pandemia de COVID-19. La ora 13 ne revedem și atunci vom face publice și noile date din partea grupului de comunicare strategică. Știri de la Fix cu Andreea Mora.